Eu mereu mă blochez când te văd, Laura, să știi. Și îmi ia câteva momente până mă... Să trăiți, domnul Cosmin? De ce? Că nu mă vezi des, deci. Da, și pentru că aveam revista Pro TV Magazin cu tine pe copertă când eram eu copil. Da. Frumoase amintiri. Frumoase amintiri, da. Doamnă, ne aflăm la evenimentul de lansare a filmului Nuntă pe Bani. Vă mai aduceți aminte nunta dumneavoastră, doamna Laura Cosoi? Cum a fost? Ce amintiri v-au încercat atunci? A fost splendid. Normal că mi-amintesc, nu s-a întâmplat chiar acum 100 de ani. A fost foarte frumos. Și mă bucur foarte mult că în România există comedie, de-abia aștept să văd filmul. În curând va fi și în cinema, dacă nu chiar de astăzi. Pe 10 octombrie, da. A, iată, na. Da. Deci nu mai e mult, nu? Azi, când mâine, azi? Mâine, că știu că e zi de salariu. Eu iau salariu pe 10. Pe 10, iar eu dau bani pe 10, da. Angajați? E greu cu angajați? Pe 10 am plățile de făcut. Da? Greu cu angajați, doamna Laura Cosoi? Mulți. Câțiva, da. Vă iau în serios ca șefa angajații? A, nu, că la mine s-a transformat. Relația e mai mult de prietenie decât o relație de angajat-angajator. Ok, pentru că n-aș putea niciodată să te văd pe tine răstindu-te neapărat la cineva sau fiind nervoasă. Ești nervoasă? Nu ai văzut filmele în care am jucat, că există scene în care scot de mine cam cum sunt când sunt nervoasă. Okay. Deci, da, sigur că da, sigur, dar nu la șef, adică la șef, pardon, la angajați, asta nu. Mai mult așa, în familie. În parentingul ăsta nou mai ai voie să țip la copil? Eu încerc să mă abțin și fac exerciții și mă înarmez cu multă răbdare și zic că o să vină copiii de la grădie și eu o să am răbdare și indiferent ce se va întâmpla, nu o să pierd răbdarea și trec de primul hop, trec de al doilea hop, trec de al treilea hop și când să ne culcăm se întâmplă ceva acolo care simt că îmi bubuie capul. Sar un pic de pe șine și revin la loc. Da, deci dar depinde foarte mult de cât de... Mult am dormit sau în ultima perioadă. Ok, deci sfatul e totuși să ne temperăm, dar dacă simțim să dăm rău afară, între ghilimele, trebuie să-l dăm că se mai întâmplă, și... se mai întâmplă. Nu, suntem perfecți și... Și domnul Cosmin este cel care aplanează și ce stai... Dintre noi doi, el e mai coleric. Da. Deci, practic, n-au nicio șansă să scape, adică e rău. Adică, dintr-un... Da. Dar bine că facem curândul și nu suntem deodată. Mulțumim, Laura! Eu vreau să sărut mâna pentru Pro TV magazinul pe care l-aveam eu când eram mic, da? Bine. Sărut mâna. Mersi, pa.